Bună seara! Creșterea prețurilor întrece orice calcule făcute de autorități sau de oamenii obișnuiți atunci când merg la cumpărături. Gazele s-au scumpit cu peste 85%, iar combustibilii cu aproape 40%. Dintre produsele agroalimentare, cartofii și uleiul sunt primele în top, așa că am ajuns la un record greu de imaginat înainte de pandemie și de războiul din Ucraina. Inflația a urcat la 14,5% în luna mai, un procent care anulează creșterile salariale și ajutoarele acordate de guvernanți. Sunt Teodora Antonescu, începătoarea de știri, iată titlurile. Din județul Neamț, procurorii încearcă să stabilească vinovații. Au fost deschise dosare penale pentru abuz în serviciu și pentru vătămare corporală din culpă. Și DNA cercetează cazul și suspectează că la mijloc ar putea fi vorba de fapte asimilate corupției. Premierul a cerut Ministerului Apărării să găsească o soluție rapidă pentru a asigura circulația provizorie în zonă. Oamenii locului spun însă că au observat probleme la podul reabilitat încă de anul trecut. Totul absolut îl dețin prețurile gazelor, care au crescut cu aproape 90% în ultimul an. În luna mai, rata inflației s-a apropiat de 15%, mult peste estimările specialiștilor, și îi pune în reală dificultate pe români care pierd din puterea de cumpărare de la o săptămână la alta. Se adâncește. Avionul a aterizat miercuri în Bulgaria, după ce a decolat din Ungaria, a trecut prin România și prin spațiul aerian al Serbiei. Autoritățile bulgare nu au reușit să identifice nici acum persoanele care se aflau la bordul aparatului. Acum 20 de ani, lăcașul de cult a fost construit chiar pe trotuar, pe un bulevard, și după ani de procese, municipalitatea a obținut în instanță demolarea clădirii. Decizia judecătorilor i-a revoltat însă pe mulți enoriași, dar și pe unii membri ai clerului ortodox. Și Republica Moldova, acolo unde tirurile pline cu marfă, mai ales cu cereale, dar și cu alte alimente, au format cozi kilometrice. Astfel vor fi deschise noi puncte de trecere a frontierei, vor fi instituite noi reguli în Vama Albița, iar la Isaccea va funcționa un bac suplimentar. Că instituția pe care o conduce susține pe deplin acordarea statutului de țară candidată pentru Ucraina. Și președintele Zelenski afirmă că cei mai mulți europeni susțin acest demers, chiar dacă unii lideri politici sunt sceptici.